salutare tuturor, aici Vitec și revin astăzi în direct cu un nou episod de Q&A. Împreună cu Răzvan. Zici tu ceva? Răzvan? Salve, bravo! Revenim cu astăzi cu întrebările de la Q&A. Prima de la GBR Turbo. Cum te-ai apucat de YouTube? M-am uitat la mulți YouTuberi și mă uitam la Rafael, la toți YouTuberi și ziceam, bă, hai să fac și eu. Ce program folosești pentru editor? Cinema 4D plus Sony Vegas. O să fac un tutorial și Răzvan nu te mai prosti. Vrei să-mi o suci? Nu, dă-ți-i să-l prinde bine să o faci. Când o să-ți cumperi un PC mai bun? Posibil anul viitor. Când mai faci serii de alte jocuri, o să urmeze o serie cu mai multe jocuri, adică o să fac... Ok, o să ne uităm. Alexandru Popescu, când o să așa. Villager Power. Normal. Ce planuri secrete ai? O serie... posibil o serie de mașini, cum ceva genul Exploding TNT sau o serie de FNAF 2. O întrebare foarte specială. De ce e special? Pentru că tipul care mi-a pus-o are 1000 de abonați. Stați puțin să vedeți. Gata, uitați. 1000 de abonați. Stai, da, să văd și eu. Pentru că filmez. Așa. Deci, întrebare de la tipul nostru special, numit Andrei Găpu cu un casups. Întrebare de la Andrei Găpu. Ce face timpul liber? Mă joc Minecraft, mă uit la niște videoclipuri, că mie îmi place să mă uit la videoclipuri în timpul liber, face să mă simt bine. Și poate fac așa un intro, dacă e pentru cineva. Andrei Gamer, încă un canal special, pentru că ăsta are deja 100 de subscriberi. Uitați aici. Uite, 116 subscriberi. Și ăsta crește foarte repede, deci... Tech. 2D. 3D. Sunt șmecher normal. Ce mai faci? Bine, tu? Cum te-ai apucat de YouTube? Moci într-un șmecher, așa, uite, așa, m-am născut, m-am trebuit să apar un șmecher pe YouTube și m-am gândit să apar eu. Glumesc. Mă uitam la mulți YouTuberi și am zis că trebuie să fac și o chestie asta. De ți-a venit numele de YouTube? Este primul, deci numele ăsta UE este primul meu nume creat vreodată și este, vine de la numele meu Andrei plus Weebly, că Weebly a fost un program special pentru mine și de asta. Poftă, în continuare, mulțam. Câți ani ai 13? Și, de la Mihnea. Câți ani ai 13? Cu ce filmezi Fraps? Și stați un puțin, care sunt cei mai apropiați prieteni ai tăi? Prietenii mei cei mai apropiați este Răzvan. Un prietenez, Teo, Rareș, chiar și tu, pentru că m-ai apărat mereu și ești chiar foarte de treabă. Am uitat să... Vorbeam și cu... Și tu ești de treabă, dar vorbeam cu cel care mi-a zis, mi-a pus întrebarea. Și tu ești de treabă. Cristi, nu prea mai vorbesc cu, dar și e de treabă câteodată. Câți ani ai, ți-am zis, 13 și cu ce filmezi, formezi cu Fraps. Dar trebuie să le iei piratat, poate o să las, uite la tutorial pe care l-am făcut. Hostel Face, de ce te-ai apucat de YouTube? Pentru că mie îmi place, chiar îmi place să fac. Câți ani ai? 13. Unde stai? București. Care este numele tău complet? Andrei și nu mai spun ce. Dacă Răzvan, dacă spui ceva, te rup. De ce faci Q&A-uri? Pentru că șmechere și valoare, că mie îmi place, e simplu și ușor și distract. Pentru că mie îmi place. Ultima întrebare. Poți să de la Monkey Slayer XX Doritos Boy hashtag PC Master. Wow. Hashtag YOLO, hashtag 21 YOLO, bravo, știm deja. Poți să pui de acum în descriere, te rog, melodiile de la intro-urile pe care le faci pe Wetech Design? Păi deja am început să le pun, dar dacă vrei poți să-ți dau un PM cu toate melodiile. Dacă vrei, poate chiar îți dau un pack cu toate melodiile. Mă rog, mulțumesc foarte mult pentru cei... Nu... Să-ți dau o poză și să o pui la final. Da, mi-o. Ți-o trimit prin Skype. E o tusare super ciudată. Poza asta. Poza asta a mea. Deja am arătat Skype-ul tău și uitați poza. Da. Și mulțumesc foarte mult din nou pentru cei 70 subscriberi. Nu uitați că Q&A următor va fi la... din păcate la 100 de subscriberi pentru că, na,
100 subscriber. Cam atunci pe acest episod, eu am fost Vetec, împreună cu Răzvan. Pa! Eu